riscul de a te împinge în hăul evidentului, acest episod o să fie scârbos și o să vă placă. În 1997 a ieșit filmul Anaconda. Cu siguranță vă amintiți de el, dacă nu, nu știu ce cutați aici. Închideți clipul, mergeți, vedeți Anaconda cu John Voight, tasul lui Angelina Jolie, și Owen Wilson, pe vremea când era tinerel, Danny Trejo, Ice Cube, Jennifer Lopez. Filmul a ieșit de nicăieri. O grămadă de nume care mai târziu aveau să fie mult mai mari decât au fost în vremea lui Anaconda, sau, dacă erau mari, nu merita filmul prezența lor. În fine, pe vremea aceea Anaconda a fost... foarte tare. Dacă ai văzut Anaconda, cu privire îți aduce aminte de scena în care John Voight nu doar că este înghițit de Anaconda, ci este și scuipat. După care, dacă memoria mă servește, se uită la lume și clipește sau încearcă să spună ceva. De asemenea, poate să aduce aminte de scena din Pinocchio, în care Pinocchio și Geppetto sunt înghițiți de o balenă, sau de scena din Biblie, în care Iona este înghițit de un pește, de o creatură mare marină. Fiecare dintre aceste personaje au supraviețuit în burta unui animal. În cazul Anacondei, a fost scuipat pentru a mai fi mâncat odată, Geppetto a reușit să facă un foc pentru a fi scuipat de balenă, iar pe Iona Dumnezeu l-a scos din pește. Acum, dincolo de aceste ocazii, în natură, când un animal prinde un alt animal, îl omoară înainte de a-l mânca. Anaconda, de exemplu, sau șerpii, ori sugrumă constrictorii, ori rănesc mușcă și omoară prada înainte de a o mânca. O pradă vie în interior poate să facă rău și doar cu ghearele. Te poate mușca și doar de ciudă, nu ca să scape neapărat. Totuși, există un animal care își înghit prada, în timp ce aceasta este bine mersi vie. Păsările fac treaba asta, broaștele fac treaba asta, peștii fac treaba asta, cei care nuată, și unii oameni care nu le au pe toate acasă. Această situație este din totdeauna, astfel, pentru că viața întotdeauna găsește o cale, după cum ni se amintește din reclamele din forșpanul lui Jurassic World, trebuie să se fi dezvoltat unele animale în așa fel încât să supraviețuiască mâncatului, a faptului că au fost prinse și halite. Și despre asta o să vorbim astăzi. Unele animale își fac drum prin animalul care le-a prins și altele au alte variante. Așa cum ar fi, în mod foarte scârbos, cazul lipitoarei gigantice, Kinabalu. Această creatură groaznică, ruptă din filmele de groază, trăiește în jungla din Borneo și suge tot ce prinde. Nimic nu este mai scârbos decât un vierme care mănâncă un alt vierme. V-am speriat un pic la început, dar nu o să fie atât de grav. De exemplu, cazul tritonului, da, așa se numește acest animal, tritonul cu pielea dură, este mai puțin scârbos. Broaștele sunt prădătorul natural al tritonului, nu ursula. Din nefericire, orice animal care ar vrea să-l transforme pe triton în hrană, se trezește cu o surpriză neplăcută. Imediat ce a fost ingerat, dacă nu a fost omorât înainte, tritonul începe să producă și să elimine o toxină pe care o secretă prin piele. Iar broasca se trezește că are un chiriaș care nu acceptă totul. Pe măsură ce toxinele sunt eliminate, aceasta fie amețește, fie îi se face rău și elimină tritonul, fie crede că poate să supraviețuiască până la final, ține gura închisă, moment în care leșină și moare, după care tritonul pur și simplu deschide gura broaștei și iese afară. Acum, să nu vă pară rău pentru broască, din nefericire specia aceasta de broaște s-a răspândit prea mult în Borneo, astfel faptul că tritonul mai reduce din ele este un lucru bun. Broaștele, peștii și păsările sunt animalele care apar pe această listă pentru că ele de obicei nu-și rănesc prada înainte de a o înghiți. Aceste animale își prind prada și o înghit pur și simplu fără să o rănească. Astfel, dacă presupui că un animal supraviețuiește prinsului între dinții prădătorului, te poți întreba în general, sau poate văzând documentare despre natură, ce se întâmplă cu acel animal care este înghițit de viu. Unii spun că esofagul este destul de puternic încât să zdrobească animalul. Dacă ai vomitat vreodată și ai găsit acolo bucăți întregi de mâncare, cu siguranță știi că nu acesta este adevărul. De asemenea, chiar dacă a ajuns în stomac și te gândești că acolo acidul stomacului ar putea să fie cauza morții, acidul din stomac nu este destul de puternic. Și asta pentru că în stomac nu avem acidul acela puternic care apare în filmele de la Hollywood sau în desene animate cu Rick și Morty. Cel mai mare criminal din interiorul corpului vreunui animal sau al omului este sfincterul și faptul că totul este ținut frumos strâns cu un sigiliu prin care aerul nu trece, sau cel puțin nu aerul pe care vrei să-l respiri. Astfel, un animal care ajunge în corpul tău nu va fi omorât de altceva decât de lipsa de oxigen. Dacă există aer în interiorul creaturii, acidul nu este suficient de puternic pentru a face vreo pagubă sau acele daune să ducă la pierderi de vieți. Lipsa de oxigen duce la moarte. Dar există excepții și cu privire la acest scenariu. Există 500 de specii de buburuze sau de gândaci care pot să supraviețuiască ore în stomacul
prădătorului. Ba mai mult de atât, bombardierul gândac poate să se lupte cu prada de la distanță înainte de a ajunge în stomac. Bombardierul nostru aruncă un jet de chimicale fierbinți din posterior în fața atacatorului său. Dacă broasca a fost mai rapidă decât bombardierul, pentru că are mișcări rapide, și după ce se află în stomac, pornește atacul. Iar atacul este atât de puternic încât este auzit din exteriorul broaștei ca mici pocnituri. Explozii, de acolo vine numele de bombardier. Acest gândac are două glande care secretă două substanțe chimice diferite, care separat sunt inerte, la fel ca în pachetele de superglu. Ai două tuburi cu substanțe chimice, când le unești, superglu. Când aceste două substanțe se unesc în aer, are loc o reacție care duce la 500 de explozii pe secundă și face ca substanța rezultată să fiarbă la peste 100 de grade Celsius și să călătorească cu o viteză de 35 de km la oră înspre atacator. Și alte animale au reușit să scape din broaște, cum ar fi unii șerpi care au fost observați atârnând din posteriorul unei broaște, dar ne grăbim, ajungem imediat și acolo. Bombardierul nostru nu este rar. Există peste 500 de specii trăind peste tot pe pământ, mai puțin în Antarctica, deși cine știe și acolo cum se schimbă situația. Substanța pe care o produce bombardierul este peroxid, care emite o presiune și temperaturi înalte. Ambele irită atât plămânii cât și ochii oamenilor, dar aminte animalelor mai micuțe. Și după mai multe experimente s-a observat că în 40 de minute de când broasca a înghițit gândacul, aceasta îl vomită. Cel mai lung caz înregistrat a fost de 2 ore, după care până la urmă tot l-a vomitat, iar gândacul imediat și-a văzut de drum a plecat. Desigur, următoarea întrebare este cu privire la aer. Dacă nu te gândești, desigur, la creaturile evidente cum ar fi paraziții, așa cum ar fi nematodul. Acest parazit nu doar că poate să supraviețuiască faptului că a fost mâncat, ele trăiesc în principal în stomacul celor care sunt atât de fericiți încât să le înghită, dar nefericiți să afle că le-au înghițit. Te poți trezi că ai înghițit un nematod din apă sărată, apă dulce sau chiar din pământ. Paraziții pot să supraviețuiască în stomacul mai multor animale și acidul lor din stomac nu le omoară. Cine poate să moară în schimb este creatura gazdă. Oamenii doar se îmbolnăvesc, dar animalele pot să fie distruse, pot să fie consumate din interior înspre exterior. Și dacă la om rămâne netratată boala, poate să ducă la alte complicații care duc la moarte. Dar există și alte creaturi mai mari care pot să supraviețuiască plimbării prin stomacul unui animal. De exemplu, unii melci, cum ar fi Tortanelides beningi, care locuiește în Japonia, a fost de asemenea în urma cercetărilor observat că are o șansă mare de supraviețuire chiar și dacă este mâncat. Din nefericire, când iese pe cealaltă parte, acidul din stomacul animalului care l-a mâncat nu îi face cochilia toată lucioasă și frumoasă, îl face să miroase cum nu ar fi vrut să miroase vreodată. Oamenii de știință sunt nebuni, au testat probabilitatea rezistenței melcilor la a fi mâncați, au selectat 4 specii și le-au dat pe acestea rațelor. 3 din 4 specii au murit, toate, dar una a reușit să supraviețuiască. Lui Hydrobia ulve i-a luat doar 4 ani să treacă prin tot sistemul digestiv al raței și să iasă bine mersi nerănit. S-a observat că acești melci, odată ce au trecut prin corpul animalului, merg mai departe și trăiesc neatinși și pot să facă acest lucru pentru că sistemul digestiv al păsărilor este făcut în ideea eficienței energetice. Se arde cât mai repede alimentul care a intrat înăuntru pentru a se scoate cât mai rapid caloriile. Astfel, în 4-5 ore, ce a fost trebuie să iasă pentru a intra altceva nou și a se culege doar vârful, ce este mai ușor și mai rapid de ars. Mai departe, oamenii au luat studiul și au mărit numerele, au folosit 100 de asemenea melci pentru a vedea procentajul. 15% se pare că este procentajul supraviețuirii după ce un melc este mâncat de o pasăre. Mai mult de atât, unul din cei 15 supraviețuitori era femelă și avea și pui, pe care a născut și și-au văzut de viața lor mai departe. Vorbeam mai devreme de un șarpe care a târnat din posteriorul unei broaște. Într-o zi, un cercetător care era într-o expediție pe Timorul de Est, sumnă de Mark Oshii, în 2012, a deschis ușa laboratorului și a luat o piatră pentru a propti ușa deschisă. Lângă piatră a văzut o broască din posteriorul căreia șerpuia ceva. Se pare că era un șarpe mic
orb răspândit pe toată planeta, sub numele de Indotiflos braminus. Acum, șarpele nu poate să fie digerat de sistemul digestiv al broaștei, dar pentru că acel șarpe micuț seamănă tare mult cu o râmă, broasca a încercat. Șarpele are solzi care îl protejează de acidul gastric al stomacului, râmele nu au. Mai mult de atât, șerpii sunt obișnuiți să se ascundă în locuri întunecate, acesta mai era și orb, și să șerpuiască peste tot. Astfel, odată ce s-a găsit în stomac, a căutat cea mai scurtă rută afară. Cercetările desigur s-au pornit, s-a descoperit că poate să fie mâncat de anumite broaște supraviețuind sau chiar bufnițele pot să-l mănânce și să supraviețuiască șarpele în proces. Bufnița pur și simplu îl scoate sub formă de pelet în care el s-a șerpuit și s-a ascuns de restul primejdiilor, pelet pe care îl scoate ca hrană pentru pui. De acolo fuge mai departe. Desigur, șarpele a trecut printr-o traumă costisitoare, va merge multă vreme la consilier, la psiholog, dar a scăpat măcar. Ostracoda latreile. Este numele pretențios pentru un crustaceu micuț, crevete, are doar un milimetru și poate să supraviețuiască în condiții foarte dure, inclusiv acelea în care se trezesc mâncate. Ba mai mult de atât, s-a observat că femeile care au trecut printr-un pește care le-a mâncat pot chiar după aceea să se reproducă la scurt timp, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba mai mult de atât, există teoria cu privire la faptul că e posibil ca acești creveți să se lase mâncați pentru a se mișca mai ușor din punctul A în punctul B. Midia are o poveste similară, dacă nu este rănită, dacă sigiliul este perfect, trece prin sistemul digestiv a orice fără să pățească vreun lucru, merge mai departe și trăiește, bine mersi, fericită. Mirosind a digestie, dar trăiește. Însă dacă există vreo crăpătură, animalul din interiorul carapacei, chiar dacă există doar o crăpătură, va fi digerat, va muri. Și am lăsat ce mai bun pentru final. Există o larvă care are prădător natural o broască, iar acea broască nu știe că prădătorul ei natural este larva. Gândacul Epomis, când este în formă de larvă, o să se lase atacată de către o broască și există un caz filmat în care broasca a reușit să bată larva, să o înghită, se vede cum se învârte larva în interiorul broaștei pentru câteva ore, după care reușește să iasă afară din broască, să atace broasca și să o omoare. Nu într-un mod violent, puternic, nu o înghite, dar o mănâncă de vie. Acum, întorcându-ne la început, la povestea lui Iona, a lui Geppetto, Pinocchio și a lui John Voight din Anaconda. Există vreo specie de animal care să ne înghită pe noi și din care să supraviețuim? Răspunsul scurt, nu există. Dacă se întâmplă să fie atacat de un animal destul de mare încât să te mănânce, cum ar fi crocodilul, acesta produce răni mari și te omoară înainte de a te mânca. Dacă te atacă un rechin, se întâmplă același lucru. Dacă te atacă o balenă, rechin, balenele au dinți, însă cașalotul poate să se califice pentru această poziție dacă reușește cumva să te înghită fără să te agațe cu vreun dinte. Există un caz din anii 1800 în care un bărbat pe nume James Bartley, în timp ce era la pescuit, a fost atacat și înghițit de un cașalot, tovarășii săi au urmărit balena, au prins-o, au tăiat-o și l-au scos viu pe nenea. Era alb, toată pielea se albise și orbise, se pare că. Dar, din nefericire, această poveste are o grămadă de goluri. E destul de greu să supraviețuiești fără aer atâta vreme într-o o balenă și nu există destul de multe raportări încât să fie considerată reală povestea. Ba mai mult de atât, cașalotul nu ne consideră pradă și vânează la adâncimi mai mari decât cele în care stăm noi la pescuit. Vezi că e mare balena. Prin inima balenei un copil poate să se plimbe, însă balena albastră, cel mai mare animal de pe planetă, cu o lungime de până la 30 de metri și o greutate de 150.000 de kilograme, se hrănește cu lucruri care plutesc prin apă. Krill, plancton, nimicuri. Are un sistem foarte puternic de filtrare a tot ce găsește în apă și esofagul nu este suficient de mare încât o persoană să îi ajungă în unul din stomace și să supraviețuiască acolo în vreun fel sau altul. Astfel, te poți culca liniștit dacă e să fii undeva în jungla amazoniană sau în mările Oceanului Atlantic, nu există niciun animal care te poate înghiți și păstra în viață în stomacul acestuia, suferind în agonie problema existențială în care te-ai trezit. Atâta vreme cât Cthulhu stă liniștit și nu vine după noi, suntem în regulă. Iar cu acest ultim mesaj, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare, eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mereu!